foarte drăguțoasă, îmi place. Și a dat aproape de noi. Am zis că sunt foarte multe trotinete pe aici, pe sus. Este circul la cu trotineta, scutera, TV. Da, la cât nu puteți să cred că te strică mai ușor cu trotineta. Sunt înguste străzile, dar mie mi se pareau mai înguste în Lefrada decât aici. Da, da. Mi se pare că oarecum se circulă mai bine aici. Da. Și observ că nu mai e haos ăla din Lefrada. E lumea mai niște poate. Cred că ne apropiem de Marble Beach. Da, în prima noastră zi, da, s-a spus că se poate face pe Marble Beach. Da, până nu e destul de prietenos. Se poate fi cel mai astea mici. Dar am văzut și altele mai rând. Wow! Aha! Pe acest drum, spune Marius că o să venim cu ATV-urile în zilele următoare. Dă seama cum o să ne facem? Dau seama, cred că o să fim albi când o să ajungem la plajă. Da, să ridicăm praful. Ne aruncăm cu Marius în spate, fără probleme. Cariera de piatră. Și am văzut să facă un de praf. Nu mai vede nimic prin geam. Uzați calitate. Se vede urma ștergătorului și e praf acesta. S-ar putea ca dacă ștergi în momentul ăsta, v-ar vrea să-l ții. Lasă-l așa. Crede că aș când e v-ar vrea de spate. Mergi mai încet. Plajă, înțeleg că aceasta ar fi plaja veche și mergem către plaja care e mai mare.
Acum mergem la cazare. Am ajuns la cazare. Ne luăm și mobilele din portbagaj. Nu ne sunt casă.